Se fac declarații, mergem să le ascultăm. Mulțumesc foarte mult. Semnarea declarației comune este urmată de sesiunea de declarații de presă. Domnule prim-ministru Nicolae Enelciucă, aveți cuvântul. Bună ziua! Calimera să. Încep prin a mulțumi domnului prim-ministru Kyriakos Mitsotakis pentru că a onorat invitația de a efectua vizita la București, reconfirmând bunele relații dintre poporul român și poporul grec, tradițional legate de istoria și cultura comune. Marcăm astfel împreună o zi aniversară din istoria relațiilor româno-elene la 23 februarie 1880, exact acum 142 de ani, Consulatul General al Greciei la București transmitea ministrului afacerilor străine recunoașterea independenței României. Am semnat declarația comună privind întărirea cooperării politice, economice și sectoriale între România și Republica Elenă, incluzând și linia cooperării în cadrul Uniunii Europene și al NATO. Acest document va constitui baza pentru un plan comun de acțiuni cu obiective concrete pe care urmează să îl adoptăm la nivel guvernamental în viitorul apropiat. Discuțiile de astăzi au reflectat prioritățile curente ale dialogului bilateral și al cooperării economice și sectoriale, dar și teme de actualitate incluse pe agenda regională a Uniunii Europene și a NATO. Am putut constata că dezvoltarea și diversificarea relațiilor noastre bilaterale sunt favorizate de relațiile tradiționale dintre țările noastre, istoria comună, precum și de abordările similare pe numeroase tematici regionale și europene. Totodată, comunitatea românească din Grecia și comunitatea elenă din România contribuie substanțial la dezvoltarea relațiilor culturale, sociale dintre țările noastre. Există un potențial foarte mare de dezvoltare a dialogului bilateral care trebuie valorificat atât în plan economic, unde trebuie stimulată și promovată dezvoltarea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce, cât și în plan sectorial. În același timp, este important să identificăm împreună și alte domenii sau segmente unde putem dezvolta inițiative reciproc avantajoase de natură să extindă cooperarea româno-elenă. Discuțiile vor continua în întâlniri bilaterale separate în care vor fi examinate pe larg aspectele de interes reciproc din area de responsabilitate a fiecăruia și se vor stabili țintele comune și căile optime de a le atinge. În contextul vizitei, va fi semnat un memorandum de înțelegere în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență, convenit între Ministerul Român al Afacerilor Interne și Ministerul Elen pentru schimbări climatice și protecție civilă. Semnarea acestui document încununează excelenta colaborare pe care o avem deja în acest domeniu, dovada cea mai elocventă în acest sens, reprezentând o sprijinul pe care România l-a acordat Greciei în vara anului trecut, în timpul dramaticelor incendii de vegetație care au afectat profund populația civilă. Acțiunea pompierilor români din zonele
confruntate cu această catastrofă naturală a contribuit la stabilizarea situației. O spunem cu satisfacția datoriei împlinite față de un prieten aflat la nevoie. Având în vedere contextul de securitate complicat din imediata noastră vecinătate, nu putea lipsi de pe agenda situația de securitate din regiunea Mării Negre și de la frontierele Ucrainei, subiect important și de mare actualitate. Am condamnat ferm noua încălcare de către Rusia a dreptului internațional, a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, prin recunoașterea așa zisei independențe a regiunilor ucrainiene Donetsk și Luhansk, și agresiunea la adresa Ucrainei prin pătrunderea altor trupe ruse pe teritoriul acestui stat. Aceste acțiuni contribuie la deteriorarea suplimentară a securității și stabilității regionale, europene și euroatlantice, și au un potențial de escaladare. În context, am discutat și despre continuarea coordonării pentru consolidarea securității flancului estic al NATO, precum și despre măsurile de răspuns potrivite. Am reafirmat în acest context susținerea puternică pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Eforturile diplomatice sunt intense, iar atât România cât și Grecia le susțin cu toate mijloacele și în toate formatele disponibile. România și Grecia au abordări similare pe numeroase tematici regionale, cu interese comune și viziuni convergente. Am evidențiat necesitatea aprofundării dialogului existent în cadrul formatelor de cooperare regională, cu accent pe proiecte de interconectare în domeniul energiei și transporturilor. În privința agendei europene, am schimbat opinii cu privire la provocările ridicate de pandemia de COVID-19, și oportunitățile de dezvoltare economică oferite de planurile naționale de reziliență și redresare. De asemenea, am subliniat cu acest prilej obiectivul României de a contribui mai departe la consolidarea Uniunii Europene prin participarea sa ca membru deplin al spațiului Schengen. Am primit reconfirmarea susținerii din partea domnului prim-ministru Kyriakis Mitsotakis pentru atingerea acestui obiectiv. Am discutat de asemenea strategiile de combatere a schimbărilor climatice, subiect de mare actualitate și de mare urgență, care necesită o coordonare cât mai strânsă la nivel european și bilateral. Am recunoscut eforturile Greciei alături de alte state membre mediteraneene în ceea ce privește gestionarea fluxurilor imigraționiste. Sperăm ca în acest semestru se reconfirmă bunele relații între România și Grecia. Concluzia vizitei premierului grec la București, Miriakos Mitsotakis, se afla azi în capitală, unde a fost primit de Nicolae Ciucă. Anterior, Mitsotakis a fost întâmpinat la Palatul Cotroceni și de președintele Klaus Iohannis.